Căderea Babilonului, adică a Europei. Cine este în fapt această cetate numită Babilon? Sfânta Evanghelie numește Babilonul cel mare și Babilonul cel tare. Și de ce a căzut? Haideți să analizăm un pic. Cu referire la Babilonul cel Mare, să analizăm doar în lumina Sfintei Evangheliei, ca să putem înțelege corect ce se întâmplă. Pentru că, în fapt, exact asta trăim noi astăzi. Frații mei, tot ce se întâmplă în jurul nostru, tot ceea ce trăim noi, trebuie neapărat analizat doar în lumina Sfintei Evangheliei, pentru că doar în hotarele Evangheliei, între hotarele Evangheliei, este adevărul intact. Dacă pășim și un singur pas în afara Evangheliei, este beznă, este minciună. Așadar, vom vorbi despre această cetate numită Babilonul cel Mare, care deja am spus că este în fapt Europa, și vom analiza doar în lumina Evangheliei, nu în lumina politicului, în lumina analiștilor politici sau a jurnaliștilor, pentru că înțelepciunea acestei lumi, spune însă Sfânta Evanghelie, este nebunie înaintea lui Dumnezeu. Înțelepciunea omenească, neluminată de către Duhul Sfânt, în fapt este căzută, este stricată, este diabolică. Și Duhul Sfânt vorbește prin gura Sfinților Apostoli cum că de vom voi să primim această înțelepciune dumnezeiască, trebuie lepădată neapărat înțelepciunea omenească. Este o condiție absolut esențială, pentru că înțelepciunea omenească este în fapt minciună, este în fapt întuneric, de aici puteți să înțelegeți ce concluzii și la ce rezultate putem ajunge în urma înțelepciunii omenești. Iar înțelepciunea dumnezeiască este lumină, este adevărul intact. Și doar aici putem ajunge și doar așa putem ajunge la o înțelegere corectă. Așadar, cine este în fapt Babilonul cel mare și tare? Această denumire de Babilonul cel mare și tare o găsim în cartea Apocalipsei din Sfânta Evanghelie. În capitolul 18 vedem că este vorba integral în acest capitol despre căderea Babilonului. Acolo Duhul Sfânt, prin gura Sfântului Apostol Ioan, spune în mod categoric că Babilonul cel mare și tare va cădea într-un singur ceas, atât de năprasnic va cădea, atât de fulgerător va cădea, încât un singur ceas este foarte de ajuns să cadă cu amar și definitiv. Babilonul cel Mare, Duhul Sfânt a denumit-o cu această expresie de Babilonul cel Mare pe Europa creștină de 2000 de ani. Vă rog să înțelegeți corect că Europa în sensul de întreg continentul Europei. De ce Duhul Sfânt numește Europa creștină de 2000 de ani ca fiind acum, în vremea de pe urmă, ca fiind Babilonul cel mare și cel tare? Ce înseamnă în fapt Babilon? Sfinții Părinți ne explică cum că Babilon înseamnă amestecarea adevărului cu minciuna. Iată de ce Europa creștină a primit denumirea dată de însăși Duhul Sfânt ca fiind Babilonul cel mare. Pentru că a stricat adevărul de credință ortodox, amestecându-l cu alte religii păgâni, papistaș, judovesc, protestant, etc. De aici, pe bună dreptate, se poate spune că
Europa cândva creștină, iar acum apostată cu desăvârșire, poartă pe meritate, să zicem așa, denumirea de Babilonul cel Mare. Așadar, când voi spune cetatea Babilonului, trebuie înțeles în mod corect, este vorba de Europa apostată. Frații mei, pentru a înțelege corect de ce Domnul Dumnezeu a hotărât să piardă cetatea Babilonului și de ce, care este motivul pierzării ei, voi face o referire în istoria creștinătății cu alte două cazuri care ies foarte, foarte puternic în evidență. Încă de la capul locului pot să spun că doar un singur păcat îl determină pe Domnul Dumnezeu să piardă nu doar o cetate de pe fața pământului, ci popoare întregi, după cum spune Sfântul Ignatie Briancianinov și nu numai el. Acel păcat este apostazia, adică lepădarea de Dumnezeu prin cădere în erezie. Așadar, apostazia este singurul păcat care îl determină pe Dumnezeu să piardă o întreagă cetate, popoare întregi, un continent întreg, Babilonul cel Mare întreg, să-l piardă de pe fața pământului. De ce? Pentru că stăruie cu îndărătnicie în apostazie și nu voiește să se pocăiască. Așadar, ca să înțelegem corect de ce Domnul Dumnezeu a hotărât să piardă deja cetatea aceasta și de unde știm cum că sigur o va pierde, voi face o paralelă cu două cetăți din istoria creștinătății care per total sunt de o asemănare izbitoare cu ceea ce trăim noi astăzi și, făcând o paralelă cu acele două cetăți, putem înțelege și noi corect, în lumina Sfintei Evangheliei și în lumina învățăturilor Sfinților Părinți, ce este cu cetatea Babilonului. Mai întâi de toate am să încep cu cetatea Ierusalimului, din anii 70, când Domnul Dumnezeu a hotărât să o piardă, doar pentru că evreii l-au răstignit pe Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru, pe Mesia cel mult așteptat. În schimb, trebuie menționat un aspect deosebit de important, anume că Domnul Dumnezeu n-a pierdut cetatea la scurtă vreme după răstignirea și învierea Lui, ci a trecut ani destui, și abia în anul 70, deci după vreo 37 de ani aproape, văzând Domnul Dumnezeu îndărătnicia și nepocăința evreilor, a hotărât să pedepsească cetatea Ierusalimului. Dar, în multa sa milostivire, Domnul Dumnezeu nu a pierdut-o deodată, fără, să zicem, un avertisment, fără o ultimă șansă dată acelei cetăți. A trimis armata romană, la porunca lui Dumnezeu, armata romană a venit și a înconjurat deodată, adică pe nepusă masă, când nu s-aștepta ei, au înconjurat cetatea Ierusalimului și au ținut-o sub asediu foarte scurt timp, după care romanii au ridicat asediu fără să tragă nici măcar o săgeată și au plecat. La prima vedere pare o nebunie, e împotriva oricărei logici omenești, de ce vii cu atâta mare de armată, ții cetate sub asediu scurtă vreme, după aceea pleci fără să tragi nicio săgeată. Pare fără nicio logică, din punct de vedere omenește. Într-adevăr, din punct de vedere omenește, ale înțelepciunii omenești, pare o nebunie. Numai că însăși înțelepciunea omenească și logica omenească este tot o nebunie. Este căzută, este stricată. De aceea nu poate să ajungă la o înțelegere corectă. Ce era în fapt prezența armatei romane și pe urmă plecarea ei fără să tragă nici măcar o săgeată? Era în fapt un semn, dar de Domnul Dumnezeu. O ultimă avertizare. Un ultimatum, cum am spune noi. Ce trebuia să înțeleagă evreii din cetatea Ierusalimului? Văzând armata romană care i-a înconjurat și îi ținea sub asediu, primul lucru pe care trebuia să-l înțeleagă locuitorii Ierusalimului era acesta.
cum că Domnul Dumnezeu a hotărât deja pierzania cetății. Numai că, în multa sa bunătate pe care mintea omenească nu o poate cuprinde, Domnul Dumnezeu a mai dat o șansă acelei cetăți. Sau, de asta mai încolo vine spus, anume că, dacă nu vă veți pocăi, la fel ca și cetatea Ninive, unde de la rege și până la ultimul om au postit ei și animalele, au plâns și s-au tânguit cu capetele în țărână, atunci, dacă Domnul Dumnezeu nu va vedea, repet, o astfel de pocăință, așa cum au făcut ninivitenii, atunci cu siguranță cetatea va fi pierdută, când Domnul Dumnezeu va aduce pentru a doua oară armata romană. Ce s-a întâmplat în fapt după ce au avut parte de acest semn? Evreii au început să râdă de romani, socotându-i fricoși, lași și crezând că zidurile cu care era înconjurată pe atunci cetatea Ierusalimului i-a descurajat puternic pe romani. Asta e mintea omenească îngânfată și plină de aroganță, dar totodată este în evidență o jalnică și prea cumplită necredința lor. Pentru că, în fapt, evreii de atunci, prin batjocura pe care o făceau ei la adresa romanilor, practic își băteau joc de bunătatea lui Dumnezeu. Și nu numai atât. Ei, crezând că râd de romanii care au plecat de armata romană, în fapt râdeau de pierzania lor. Pentru că nepocăința de care dădeau dovadă, au dat dovadă pe mai departe, practic a semnat definitiv, a pecetluit definitiv pierzania cetății. Cine a scăpat din cetate? Că au scăpat totuși câțiva. Acei credincioși care au crezut cuvântul lui Hristos, Dumnezeu care le-a spus la modul cel mai categoric: atunci când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că s-a apropiat pustiirea lui. Așadar, din cuvintele lui Hristos Dumnezeu, credincioșii au știut că armata romană, când s-a înfățișat prima oară, era de fapt un semn dat de Domnul Dumnezeu. Atunci când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că s-a apropiat pustiirea lui. Ei au înțeles că de fapt romanii, când au înconjurat prima oară, n-au venit să o cucerească, ci au venit doar la porunca lui Dumnezeu, să reținem, au venit doar ca să dea acel semn locuitorilor cetății Ierusalimului. Pe urmă urma un scurt timp, că spune acolo Hristos Dumnezeu, să știți că s-a apropiat pustirea lui. S-a apropiat înseamnă un răstimp scurt. Acum, cei drept credincioși care într-adevăr cred și tremură la cuvintele lui Hristos Dumnezeu, văzând pe mai departe nepocăința locuitorilor cetății Ierusalimului, au știut că cetatea din momentul acela este pecetuită, sortită pierzării definitiv, datorită nepocăinței locuitorilor acelei cetăți, o pocăință asemănătoare sau identică chiar cu cea a ninivitenilor. Ei bine, nevăzând așa ceva, cei care au crezut sincer în cuvintele lui Hristos și au luat soția, copiii, ceva bagaje și au ieșit din cetate în râsetele și bazucurile celorlalți care îi catalogau ca proști, lași, fricoși, și tocmai acești proști, lași și fricoși și-au scăpat și trupurile și sufletele. Pentru că, la scurt timp, au venit pentru a doua oară armata romană, i-a înconjurat, că nu s-așteptau, că ei nu mai credeau că vor veni iarăși, i-au înconjurat, au început asediu și pe urmă i-au făcut praf și pulbere, încât cetatea Ierusalimului, așa după cum spune Hristos Dumnezeu, n-a rămas piatră pe piatră. De ce am dat, frații mei, acest exemplu? Pentru că este de o asemănare izbitoare cu ceea ce trăim noi astăzi. Sunt niște caracteristici de bază pe care, în lumina Evangheliei, dacă le credem adevărate, vom vedea și noi unde suntem și ce urmează. Doar dacă credem Evangheliei. Al doilea exemplu pe care vreau să-l aduc din istoria creștinătății este căderea Constantinopolului, care culmea este de asemănare mult mai mare decât exemplul anterior cu cetatea Ierusalimului, este de asemănare mult mai mare cu ceea ce trăim noi astăzi. Cetatea Constantinopolului a fost hotărâtă de Domnul Dumnezeu spre pierzare datorită apostaziei lor. În ce constă lepădarea lor de Dumnezeu? Apostazia lor sau lepădarea lor de Dumnezeu
a constat în faptul că au făcut unirea cu papistași, cu papa și cu papistașii, și au slujit în catedrala Sfânta Sofia. De aici s-a produs, cum să spun, o cădere bruscă și jalnică de tot a locuitorilor Constantinopolului. Pentru că în momentul când mai mari bisericii Constantinopolului și mai mari cetății Constantinopolului și-au pus nădejdea în papa, că le va trimite ajutoare, armată și armament, și că au pus nădejdea și în zidurile cetății care erau pe atunci, se pune foarte sincer întrebarea: unde este Hristos, Dumnezeu din credința lor zisă ortodoxă? E o întrebare foarte întemeiată. Repet, frații mei, atunci când locuitorii Constantinopolului, mai mari biserici și mai mari cetății, s-au simțit foarte serios amenințați de către Mohamed al II-lea, care oricum știa toată lumea care are intenția să cucerească Constantinopolul, ei, în loc să-și pună nădejdea în Hristos Domnul și Dumnezeul nostru, și-au pus nădejdea în Papa Blestematul și Apostatul, în acest mare, cel mai mare hulitor de Dumnezeu. Pe urmă, și-au mai pus nădejdea și în ziduri. Făcând unirea cu papa și cu papistașii și slujind în catedrala Sfânta Sofia, căderea acestora a fost definitivă, a fost amară de tot. Iată de ce catedrala Sfânta Sofia, după slujirea împreună a ortodoxilor și catolicilor în ea, a devenit pe urmă moschee. Înaintea lui Dumnezeu, măreția unei biserici, grandoarea ei, splendoarea ei, scumpătatea ei și efortul și costurile unei astfel de biserici uriașe sunt fix zero, dacă acolo nu este adevărul intact. Și aici fac o aluzie. Unde am mai văzut noi sau mai vedem noi astăzi așa ceva? Oare unde? Așadar, ce vedem la căderea Constantinopolului? Vedem că deodată, brusc, într-o primăvară timpurie, apare Mohamed al II-lea cu astea lui și înconjură cetatea, când ei nu s-așteptau. După un asediu scurt, în care nu s-a tras nici măcar o săgeată, Mohamed ridică asediu, își ia întreaga armată și pleacă. Și repet, se întâmplă exact ca și în căderea Ierusalimului. Orice om cu mintea întreagă, după o judecată omenească, ar zice: băi, ceva nu are nicio logică aici, ce se întâmplă? Foarte adevărat. Oare ce se întâmplă? Se împlinește în fapt cuvântul Evangheliei care spune de data aceasta: atunci când veți vedea Constantinopolul de data aceasta înconjurat de oști, să știți că s-a apropiat pustiirea lui. La fel ca și în căderea Ierusalimului, prezența armatei otomane însemna un semn dat de Domnul Dumnezeu. Și locuitorii Constantinopolului trebuiau să înțeleagă și ei, dacă erau cu adevărat credincioși, cum că Domnul și Dumnezeul nostru deja a hotărât pierzania cetății, tocmai pentru apostazia de care dăduseră dovadă, mai toți. Și următorul lucru pe care trebuiau să-l înțeleagă locuitorii Constantinopolului este exact ceea ce s-a întâmplat și în Ierusalim. Dacă Domnul Dumnezeu nu a vrut să o piardă deodată, înseamnă că le-a mai dat o șansă. Adică să se pocăiască și ei, la fel ca cetatea Ninive, la fel ca locuitorii cetății Ninive, începând de la Vlădică până la Opincă, să postească ei și animalele chiar, să plece capetele, să se îmbrace cu sac de câine, pe să înțelegeți corect, pe trupul gol, să se încingă cu o sfoară și să plece capetele în țărână și să plângă și să stânguiască înaintea lui Dumnezeu cerând iertare, întorcându-se toți din apostazia în care căzuseră. Pentru că fără de legea locuitorilor Constantinopolului era apostazia, în comparație cu fără de legea locuitorilor Ierusalimului, care era de fapt uciderea Fiului lui Dumnezeu. Așadar, credincioșii din cetatea Constantinopolului, văzând că locuitorii Constantinopolului și ei, la fel ca și cei din Ierusalim, își bat joc de bunătatea lui Dumnezeu, au luat în râs această ultimă mână întinsă de Domnul Dumnezeu, s-au îngrijorat foarte, pentru că
locuitorii Constantinopolului practic râdeau de Mohamed, socotindu-l fricos, laș, că a simțit că n-are nicio șansă în fața zidurilor, că a presimțit că papa, pe care el recunoscuseră ca fratea lor, Domn și Dumnezeu al lor, pentru că se uniseră cu el, a simțit Mohamed că papa le va trimite armament și armată din greu și cumva a cedat și a plecat, simțindu-se biruit. Era o jalnică cădere și această cădere venea în urma unei înțelegeri omenești. Iată că înțelepciunea omenească este în stare doar de beznă, doar de confuzie. Înțelepciunea omenească, frații mei, este stricată. Ea nu poate niciodată să confirme adevărul, pentru că este în afara adevărului. De aceea atât locuitorii Ierusalimului, cât și locuitorii Constantinopolului au gândit atât de stricat. În loc să prețuiască bunătatea lui Dumnezeu și să se pocăiască în sac și cenușă, să se lepede de blestematul de papa și să-și pună nădejdea doar în Domnul și Dumnezeu nostru, în Hristos Fiul lui Dumnezeu, și nu în blestematul de papă și nu în zidurile cu care era înconjurată cetatea, ei ce au făcut? Și au bătut joc de bunătatea lui Dumnezeu. Așadar, credincioșii din cetatea Constantinopolului, știind cuvintele lui Hristos care spun foarte clar, așadar, când veți vedea Constantinopolul de data aceasta înconjurat de oști, să știți că s-a apropiat pustirea lui. Ei bine, acei credincioși știau că prezența armatei pentru prima oară a lui Mohamed cu întreaga lui armată era de fapt un semn. Deci, în mod clar, nu venise să cucerească. Dar, când va veni a doua oară, după un răstimp scurt, așa spune Scriptura, atunci să știți că s-a apropiat pustirea lui. Când va veni pentru a doua oară, nu vă mai îndoiți, fraților, că Mohamed va asedia cetatea și o va cuceri. Lucru care s-a și întâmplat. Cei credincioși au ieșit din cetate, văzând nepocăința locuitorilor întregii cetăți, văzând nepăsarea lor, văzând badjocora la adresa sultanului, că a fost fricos și laș, îți dai seama. Au ieșit din cetate și au luat fiecare dintre ei soția, copiii, puținul bagaj și au ieșit la fel în râsetele și badjocorile celorlalți, numindu-i pe aceștia care plecau datorită credinței lor în cuvintele lui Hristos, care spunea clar și repet, pentru că acest verset din Evanghelie este de importanță capitală. De fapt, versetul ăsta arată cine suntem și unde suntem. Care spunea clar că atunci când veți vedea Constantinopolul, de data aceasta, înconjurat de oști, să știți că s-a apropiat pustirea lui. Ei bine, credincioșii, crezând în cuvintele lui Hristos, au plecat. Numai că au plecat în râsetele și bagiocurile celorlalți, numindu-i fricoși, lași și așa mai departe. Și tocmai acești fricoși, acești lași și-au salvat nu doar trupurile, ci și sufletele. Pentru că la fix un an de zile, sultanul s-a înfățișat iarăși în fața Constantinopolului, chiar în noaptea de Paști, unde locuitorii Constantinopolului, când au ieșit de la slujba învierii, în loc să se bucure de sărbătoarea învierii, au trebuit să pună mâna pe arme. Vă dați seama ce surpriză. A înconjurat Mohamed cetatea pentru a doua oară, a asediat-o și a trecut-o prin foc și sabie. Și știm cu toții că cetatea Constantinopolului a căzut cu amar, amar de tot. Cine s-au salvat? Atât din Constantinopol, cât și din Ierusalim. Cei care au crezut în cuvintele lui Hristos, care au spus, atunci când veți vedea Ierusalimul sau Constantinopolul, în cazul de față, înconjurat de oști, să știți că s-a apropiat pustirea lui. Am dat ca exemplu aceste două cetăți pentru a înțelege mai ușor ce se va întâmpla, sau mai corect spus, ce se întâmplă și ce se va întâmpla cu cetatea Babilonului celui mare. Repet ca să fiu bineînțeles. Evanghelia numește ca Babilonul cel mare fiind în fapt Europa. De ce îi spune Duhul Sfânt Europei creștine ca fiind Babilonul cel mare? Am spus ce înseamnă Babilon, amestecare de adevăr cu minciună.
Ei, tocmai pentru că Europa a căzut în apostazie, unde avem deja o vechime de 5 ani și jumătate, de la sinodul din Creta, pentru acest fapt, Europa este denumită ca fiind Babilonul cel Mare. Acum, luând în calcul aceste semne caracteristici de bază pe care le-am văzut și într-o cetate și în cealaltă, mă refer Ierusalim și Constantinopol, haideți să vedem dacă și noi am avut parte de aceste semne. Mai întâi de toate, pot să spun la modul cel mai categoric că Europa este apostată. Imediat de după sinodul din Creta, întreaga Europa a căzut în apostazie, așa după cum spune și Sfântul Ignate și alți Sfinți Părinți și însăși Sfântul Apostol Pavel, că înainte de ivirea lui Antichrist va premerge lepădarea de Dumnezeu în masă. În masă adică înseamnă popoare întregi. Despre capitolul ăsta vorbește mai în detaliu Sfântul Ignatie Briancianinov, în predica despre ortodoxie din Cartea Predicii. Acum, iată că avem deja motivul pentru care noi știm că Domnul Dumnezeu, Hristos Domnul și Dumnezeu nostru, a hotărât pierzania cetății numită Babilonul cel Mare. De ce? Pentru că locuitorii acestei cetăți numită Babilonul cel Mare nu s-a pocăit. Zace cu îndărătnicie în apostazia ei. Pentru că mai mari cetății Babilonului, mă refer la mai mari biserici din Babilon, au înlocuit creștinismul, încă de la, în mod oficial, de la cel sinod din Creta, și le-a propovăduit oamenilor simpli, poporului, o altă religie numită ecumenism. Și poporul nici măcar n-a băgat de seamă. Merge, orbește după acești arhierei și preoți apostați și eretici cu desăvârșire. Și de aici se împlinește cuvântul Evangheliei care spune foarte limpede, dacă ori pe ori va călăuzi, amândoi vor cădea în groapa pierzării. Iată, frații mei, că arhierei și preoții s-au făcut călăuz acestui popor în groapa pierzării, la groapa pierzării. Deci vina cea mai mare, pricina cea mai mare, motivul cel mai de căpătâi pentru care a căzut poporul, îl au arhierei și preoți. Așadar știm din ce motiv Domnul Dumnezeu a hotărât pierzarea cetății. Apostazia în care zace toată suflarea din Babilon, cu mici, cu foarte mici excepții, și unde nu se vede nici măcar o vagă înclinare de pocăință. Despre ce pocăință mai poate fi vorba când, dacă le explici și încerci să vorbești cu mai mari biserici, cu monahi sau cu poporul simplu că vom pieri din pricina apostaziei, vei vedea cu uimire că ei se uită la tine așa cu ochii cât cepele și te întreabă unde vezi tu apostazie. Și ești dezarmat, la drept vorbind. Cum să-i mai îndemn la o pocăință că nici nu își recunosc greșeala măcar? Preoții și arhierei sunt apostați cu desăvârșire și nu-i interesează decât banul. Monahii duc o viață destrăbălată cu desăvârșire și nu-i interesează decât măicuțele și BMW-ul. Iar poporul simplu, având pildă rea și exemplu rău, merge și el în prostia lui, în adâncul lui de neștiință, ca orbul după acești orbi. Așadar, frații mei, cum mai puteți să le mai spui acestora de o pocăință când ei nici măcar nu-și recunosc greșeala? Unde vezi tu apostazie, te întreabă. Da. Iată de ce bapie e poporul. Acum, această caracteristică de căpătâi, faptul că s-a înfățișat pentru prima oară armata înaintea cetății și pe urmă a plecat, și aceasta fiind un fapt, un semn, atât pentru Ierusalim cât și pentru Constantinopol, am avut oare și noi parte? Știindu-ne cu musca pe căciulă, știindu-ne că suntem apostați, deci știindu-ne că avem motiv foarte, foarte întemeiat să fim pierduți cu desăvârșire. Oare ne-a dat și nouă Domnul Dumnezeu un semn, așa cum a făcut-o cu Ierusalimul și cu Constantinopolul? Da, frații mei, ne-a dat și încă prea ne-a dat. Aduceți-vă aminte, în luna aprilie, în postul mare, când oastea lui Putin, armata rusească, s-a înfățișat la granițele Ucrainei, sau să vorbim în termenii noștri, la granițele cetății Babilonului, unde au adus o armată aproape de 100.000 de ostași și a cam tremurat la propriu întreaga Europa. Iar Putin și-a ținut armata aproape o lună întreagă acolo. Pe urmă, și el
a procedat așa cum s-a întâmplat și în Ierusalim și în Constantinopol, a plecat fără să tragă nici măcar un glonț. Data din 1 mai a fost prima zi în care puteam vorbi că la granițele Ucrainei nu mai este niciun ostaș rus care, din care l-a dusese Putin acolo. Da, așadar am primit și noi acest semn în luna aprilie, când Putin și-a adus armată uriașă acolo, pe urmă a plecat fără să tragă nici măcar un glonț. Prezența armatei lui Putin în luna aprilie, și noi trebuie să înțelegem în lumina Evangheliei, așa cum ar fi trebuit să procedeze și locuitorii Ierusalimului și locuitorii Constantinopolului, mi-e teamă că și noi facem exact același lucru. Adică, în loc să înțelegem că Domnul Dumnezeu ne-a dat și nouă acest semn, în multa sa bunătate, și nu ne-a pierdut deodată brusc cum meritam și prea meritam. Noi creștini, în lumina Evangheliei, trebuie să înțelegem, cum ar fi trebuit să o facă și locuitorii Constantinopolului și locuitorii Ierusalimului, că acesta este un semn. Să vină o dita mai armată, să stea 4 săptămâni și pe mână să plece fără să tragă niciun glonț, nu este lucru, nu sunt zvonuri, vorbe goale sau vise sau năluciri, sunt fapte concrete. Iar credința fără fapte este moartă, spune Sfântul Apostol Iacob. Așadar, noi trebuie să înțelegem că și această prezență armatei lui Putin este în fapt un semn dat de Domnul Dumnezeu. Cum că Hristos Domnul a hotărât deja pierzania cetății Babilonului, tocmai din pricina apostaziei în care aproape cu toții stăm foarte confortabil. Iată că și nouă ne spune Hristos Domnul în Sfânta Evanghelie, atunci când veți vedea Babilonul de data aceasta înconjurat de oști, să știți că s-a apropiat pustiirea lui. Frații mei, dacă veți căuta să înțelegeți această situație în lumina Evangheliei, să știți că lucrurile sunt destul de simple, doar cu o singură condiție: să credeți Evanghelie. De aceea am și adus aceste două exemple de cetăți pierdute, pentru că sunt de o asemănare izbitoare cu ceea ce trăim noi astăzi. Și ele au avut un semn și noi îl avem. Atunci când veți vedea Babilonul de data aceasta înconjurat de oști, să știți că s-a apropiat pustiirea lui. Și noi am văzut Babilonul înconjurat de oști în luna aprilie. Și pe urmă și Putin, la fel cum au făcut și cele două armate, al lui Mohamed și armata romană din vremea de atunci, în anii 70, au plecat fără să tragă fără nicio săgeată, nici măcar o săgeată, așa și Putin a plecat fără să tragă măcar un glonț. De ce? Pentru că doar era un semn, era doar un semn. Prezența armatei lui acolo, la porunca lui Dumnezeu, să înțelegem corect toate acestea. Deci prezența lui a fost poruncită de Domnul Dumnezeu acolo. Era în fapt doar un semn. Atunci când veți vedea Babilonul de data aceasta, am schimbat doar numele cetății, înconjurat de oști, să știți că s-a apropiat pustiirea lui. Măi, oameni buni, voi oare credeți că Hristos minte? Pe urmă și noi ar fi trebuit să înțelegem că dacă nu vom face o pocăință la fel ca locuitorii cetății Ninive, ne va pierde Domnul Dumnezeu cu desăvârșire când va veni pentru a doua oară armata lui Putin la granițele cetății Babilonului. Vedeți voi această pocăință în cetatea Babilonului, în poporul nostru, în cetatea noastră, unde de la vlădică până la opincă dau anatema ecumenismul, dau anatema pe papa și se întorc la Hristos Domnul și Dumnezeul nostru? Vedeți voi așa ceva? Nu, categoric. Mai toată suflarea aș pune nădejdea în scutul de la Deveselul și în papa, care este Domnul și Dumnezeul lor, pe care l-au primit cu drag și l-au tămâiat, l-au cădit cu tămâie, cu rugăciuni, s-au rugat împreună în Catedrala Mântuirii Neamului. Oare unde am mai văzut un exemplu în istoria creștinătății? Și pe urmă catedrala aceea a fost transformată în moschee. Așadar, să știți că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Dacă în acea catedrală a Mântuirii Neamului nu a fost și nu este adevărul intact, catedrala va fi în fapt o moschee a neamului apostat. Înaintea lui Dumnezeu, măreția și grandoarea și splendoarea unei biserici, nu contează dacă
nu contează deloc dacă acolo nu este adevărul. Așadar, să știți că îi putem spune pe bună dreptate moscheea neamului românesc apostat. Pentru că catedrală nu îi mai pot spune. Sfinții părinți numesc aceste biserici a lui Hristos care acum sunt apostate. Acum în interiorul lor se pomenesc un episcop eretic și apostat, deci sunt căzute din dreapta credință. E bine, aceste biserici a lui Hristos, Sfinții părinți le numesc sinagogi ale satanei. Acum, trebuie să înțelegem următorul lucru, că dacă noi creștinii din cetatea Babilonului nu ne-am pocăit așa precum locuitorii din cetatea Ninive, va veni pierzarea noastră cu desăvârșire atunci când armata lui Putin, la porunca lui Dumnezeu, va veni pentru a doua oară la granița cetății Babilonului. Oare cumva a venit deja armata lui Putin la granița cetății Babilonului? Atunci când un popor zace confortabil și cu îndărătnicie în apostazia lui, să știți că Domnul Dumnezeu, când va aduce pentru a doua armata respectivă, o va pierde cu desăvârșire. Armata lui Putin este venită deja pentru a doua la granița cetății Babilonului. Avem aproape o săptămână jumătate de când Putin stă cu o armată de-a dreptul impresionantă, mai mare decât prima oară, decât în primăvară când a venit. Sunt peste 120.000 de soldați. Gândiți-vă, fraților, și luați-o și voi în lumina unei judecăți sănătoase măcar atât. Putin nu aduce o armată uriașă, cu un cost uriaș acolo, doar pentru că s-ar fi plictisit. Doar pentru că ar fi vrut să impresioneze pe nu știu cine. Faptul că a adus o armată uriașă cu tehnică de luptă extrem de multă și sofisticată, cu un cost de-a dreptul uriaș, înseamnă că prezența acelei armate și intenția lui Putin este miza lui, motivul lui, este unul uriaș și nici de cum nu este invazia Ucrainei. Invazia Ucrainei, fraților, este în fapt scânteia care va declanșa cel de-al treilea război mondial, unde Europa apostată, zisul și Babilonul cel mare, va fi pierdută într-un singur ceas și Evanghelia nu minte. Un alt aspect care este de o asemănare izbitoare este că atât creștinii din Ierusalim cât și din Constantinopol, care au crezut în cuvintele lui Hristos, au ieșit din cetate. Și în felul acesta și-au salvat și trupurile și sufletele. Care este, în cazul nostru, ieșirea noastră din cetatea Babilonului? Pentru că acum, datele problemelei sunt altele oarecum. În primul rând, nu mai poate fi vorba la propriu de o ieșire din cetate, pentru că cetatea Babilonului este, în fapt, un continent întreg. Pentru că nu se mai poate merge nici la magazin fără un certificat verde. Asta înseamnă să fii vaccinat, adică lepădat de Dumnezeu. Asta înseamnă vaccinarea. Pentru că vaccinul pentru noi europenii, care nu vă mai prinde, că mor clar, epoca antichrist, acest vaccin, pe scurt să spun, are și el această caracteristică de bază pe care o va avea pecetea lui antichrist, acel plasture, care se va da în vremea lui. Anume că odată ce l-ai primit, nu mai este cale de întoarcere. Exact aceeași caracteristică o are și vaccinul acesta, chiar dacă ai primit doar și o singură doză. Nu mai este cale de întoarcere, pentru că acel vaccin deja în următoarele secunde modifică genetic omul și acel om nu mai este creația autentică a lui Dumnezeu. De aceea pleacă Duhul Sfânt definitiv de la acel om, în special de la creștinii, că ei sunt purtători de Duhul Sfânt. Și fără acest vaccin, deci practic nu te poți duce la niciun magazin, cu atât mai mult să ieși în afara țării și să fugi nu știu unde, departe de Europa. Am spus toate acestea ca să înțelegeți, pentru că în cazul nostru, ieșirea din cetate, în cazul nostru, este într-un cu totul alt mod. Și iată că ne răspunde chiar în Evanghelia, în capitolul 18 din Apocalipsă. Ieșiți, poporul meu, din cetatea aceasta și nu fiți părtași la păcatele ei, ca să nu aveți parte de pedepsele sortite ei. Așa, Domnul Dumnezeu ne poruncește să ieșim din ea, dar cum? Să ieșim, practic, din fără de legea
și păcatul acestora din cetate, ca să nu fim și noi părtași la pedepsele sortitei, care este fără de legea acestei cetăți, pentru care deja Domnul Dumnezeu a hotărât deja pierzarea cetății. Fără de legea acestei cetăți este apostazia. Deci primul lucru pe care trebuie să-l facem noi, ca să nu avem parte de aceleași pedepse sortite cetății Babilonului, este să ieșim din apostazie, să ne lepădăm de preoții și arhierei apostați, să nu călcăm în acele sinagoge ale satanei care cândva au fost biserica lui Hristos și acum nu mai sunt, să nu avem nimic, dar absolut nimic în comun, să fim de o ruptură totală față de toți aceia care propovăduiesc și susțin ecumenismul, această prea cumplită erezie, motivul pentru care Domnul Dumnezeu va pierde cetatea. Așadar, ieșirea din cetate, în cazul nostru, înseamnă ieșirea din apostazie. Ori tu, fratele meu, dacă ai ieșit din apostazie, da, pe urmă, poți spune că are sens să fugi undeva în adâncurile pustiei, munți, în păduri, departe undeva de viața cetății, unde să nu te ajungă regulile acestui sistem antihristic. Așa după cum ne învață Sfântul Ignatie, că în vremea de pe urmă, pentru adevăratul călugăr și adevăratul creștin, abia își vor găsi un locaș îndepărtat în adâncurile munților sau adâncurile pădurilor ca să slujească măcar cu oarecare libertate lui Hristos Dumnezeu și să fugă de apostații și apostații pus în slujba satanei. Acum această fugă și are sensul doar dacă ești drept credincios, dacă ești și tu ecumenist, apostat și urmezi, orbește un popă, fuga ta nu și are sensul, în zadar fugi acolo. Deci, ieșirea noastră din cetate înseamnă, în practic, ieșirea din apostazie. Da, frații mei, este o asemănare izbitoare între cetatea Ierusalimului, cetatea Constantinopolului și cetatea Babilonului. Așa cum cetatea Ierusalimului a pierit datorită nepocăinței lor, tot așa a pierit și cetatea Constantinopolului. Iarăși, repet, datorită nepocăințelor care căzuseră în apostazie făcând unirea cu papa și au pierit desăvârșit. E bine, nu trebuie neapărat să fii proroc sau nu știu ce grad de inteligență să ai ca să înțelegi în lumina Scripturii, ci trebuie doar să crezi sincer în Evanghelia lui Hristos că tot așa și cetatea Babilonului celui mare, adică Europa apostată, va pieri și ea cu desăvârșire, tot datorită nepocăinței, faptului că zace cu îndărătnicie pe mai departe în apostazia ei, a faptului că, în loc să fie credincioasă și următoare lui Hristos, poporul acesta este credincios unui popă și următor unui popă. Frații mei, dacă vreți să vă spun pe șleau, asediul pentru a doua oară armatei rusești, deja a început, de la începutul lunii decembrie. Numai că noi avem parte, dacă vreți să îi spunem așa, de un asediu pe plan psihic. Oamenii sunt tensionați, sunt îngrijorați, oamenii pot fi panicați pentru că în orice clipă se poate întâmpla dezastru. În orice zi poate apărea acea scânteie care va declanșa războiul, care va veni cu siguranță. Deci, repet, dacă vreți să fiți sincer cu voi înșine, să știți că deja a început asediul cetății Babilonului care este apostată cu desăvârșire. Numai că noi avem parte de un asediu psihologic. Frații mei, acest al treilea război mondial care va șterge de pe hartă întreaga Europa în doar un ceas, într-un singur ceas, în doar un singur ceas, este atât de aproape încât este o nebunie a nebunilor, să vorbim de luni, de ani, de zile. Asta ar fi culmea prostii omenești. În fapt, putem vorbi cel mult de zile, câteva zile. Pentru că e o realitate pe care o vedem cu ochii. Nu sunt păreri personale, nu sunt vise, nu sunt năluciri, nu sunt vorbe goale, zvonuri. Armata lui Putin chiar este la granițele cetății Babilonului și cu o armată impresionantă, cu o intensificare și o sârdină a dezvolta niște manevre militare care orice om ar putea să spună că mă, ăștia acolo voiesc să dobândească ceva. Nu e o paradă militară acolo, nu e o distracție. Da, frații mei,
vom pieri pentru nepocăința noastră, pentru îndărătnicia noastră de a rămâne credincioși unui popă mare și sfânt și în lui Hristos Dumnezeu. Și Europa apostată își va primi plata ei pentru apostazia ei, pentru faptul că a ales să rămână credincioasă papei, antihristului Europei sau unui popă mare și sfânt. Frații mei, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Să știți că Domnul Dumnezeu pierde nu doar o cetate întreagă care zace în apostazie, ci popoare întregi. Și noi avem exemplu în Scriptură când Domnul Dumnezeu a pierdut lumea întreagă chiar. Așadar, să știți că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Numai că ca o încurajare acum, nu neapărat să începeți să plânge, ca o încurajare este următorul fapt. Ieșiți din apostazie. Că să știți, una e să murim drept credincioși, cu nădejdea la Hristos Dumnezeu, și alta e să muriți cu credință într-un popă mare și sfânt și cu nădejdea la un popă, pentru că o să le țineți de urât unui popă. Frații mei, căderea Babilonului, adică a Europei apostate, este la o distanță de doar câteva zile.